Biserica Philadelphia pregătește un nou sezon al grupurilor de ucenici, care va începe în ziua de 3 februarie. Deja se fac înregistrările. На воскресных служениях я был всего лишь зрителем, но благодаря группе ученичества я стал активным и ответственным. Мы темем к группе для ученичества, ниште oameni cunoscuți, vor afla detaliile vieții mele intime. Dar nu a fost așa, din potrivă, am stabilit niște relații de prietenie sănătoase. Я долго не раздумываю. 27 января последний день регистрации для групп ученичества. Сегодня я становлюсь частью одной из них. Я знаю, что церковь Филадельфия имеет группы ученичества, и я себе не позволю остаться в стороне. Eu de obicei evit angajamentele pe termen lung, dar am aflat că grupurile de ucenici activează pe un termen de 3 luni, așa că eu sunt gata să mă dedic pentru un termen atât de acceptabil. С нетерпением жду начала групп ученичества. Новые друзья, идеальные условия для духовного развития. Я стану частью команды этой большой церкви. Nu am nicio problemă să mă înrolez într-un grup de ucenici, pentru că este foarte simplu. Tot ce trebuie să fac este să completez formularul de comunicare, fiind sigur că cineva din conducerea bisericii mă va contacta pentru a mă ajuta să mă înregistrez. De asemenea, o pot face folosind acest catalog sau accesând adresa de internet a bisericii. Acum este momentul potrivit să te înregistrezi la grupul tău preferat. Înscrierea se încheie în curând. 27 ianuarie este ultima zi pentru înregistrare. Grăbește-te! Ușa se închide!